Felicitări pentru această victorie. A fost așa cum v-ați așteptat? Nu m-am așteptat să marcăm și să avem un joc așa de bun. Mă gândeam că venim după un meci greu cu CFR, un meci unde au fost foarte multe emoții în joc, dar felicitări băieților, au jucat foarte bine seara asta și au făcut joc ușor de la început. S-au jucat puțin cu ocaziile și au tratat anumite situații superficial, dar până la urmă a ieșit bine. Per total, toată lumea a marcat. Dacă stăm să ne uităm la marcatori. Eu mă bucur, în primul rând, pentru cele 3 puncte. Aș vrea să pot să-i fac pe jucători să înțeleagă că urmează un meci foarte greu cu Craiova, acasă, derby al nostru din Hănie. Și va fi un meci foarte greu. Și ceilalți vin după 3 meciuri foarte bune. Atmosfera este una foarte bună, euforie. Va fi un spectacol pe stadion, cu siguranță, un meci unde sunt foarte multe orgolii. Deci trebuie să ne pregătim, trebuie să fim serioși și trebuie să uităm rezultatul, pentru că, sincer, nu contează, sunt doar 3 puncte. Și a fost obținut împotriva unei echipe în suferință, pentru că Dinamo a fost astăzi în genunchi. Nu trebuie să vorbim despre lucrurile astea. E totuși o victorie istorică. Dinamo este Dinamo și așa va fi în continuare. Chiar dacă trec acum printr-o perioadă mai grea, cu siguranță o să-și revină. Simțiți că au capacitatea să-și revină sunt după ce au primit sigur, atâtea pentru că goluri? Este un club foarte mare, iar tradiția și ceea ce înseamnă numele Dinamo o să-i împingă de la spate. Trică a marcat, a izbucnit în lacrimi, a venit la dumneavoastră, da, v-a și mulțumit. Sunt copiii de la academia noastră, de fiecare dată când am nevoie, când am posibilitatea să-i bag și avem nevoie, pentru că astăzi chiar trebuia să încercăm să-l schimbăm pe Marco, fiind și la limită de cartonașe pentru următorul meci, îi folosesc. Bineînțeles, avem un meci mai greu, vă dați seama că nu pot să apelez la ei, pentru că încă nu sunt copți, încă sunt niște copii, se antrenează zi de zi cu echipa mare, fac eforturi foarte mari, pentru că nu este ușor să faci zi de zi antrenament cu bărbații, dar cresc. Este bine când intră să aibă jocuri bune, iar pentru Trică, ca marcat, este ce v-a spus atunci când a marcat? Nu mi-a spus nimic, l-a bufnit plânsul și mi-au dat și mie lacrimile. De ce? V-a emoționat? Mă gândesc că e copilul meu, vă dați seama. Îl văd pe el, îl văd pe bebe. Este o victorie de moral până la urmă, după tot ceea ce s-a întâmplat, după acest început de pentru noi an. Este foarte important că am câștigat cele 3 puncte și mai avem încă de luptat. Trebuie să ne concentrăm pentru obiectivul care îl avem, să ne calificăm în play-off, să fim cât mai sus în play-off, nu să ne calificăm de oriunde. Să încercăm să ajungem cât mai aproape de cele 2 echipe din fruntea clasamentului și să ne concentrăm pentru Cupa României, pentru că este un obiectiv al nostru principal anul acesta. Dar încet, încet, sper să-mi revină și jucătorii accidentați, sper ca jucătorii care avem la dispoziție să crească de la meci la meci și să marcheze, să câștige puncte, pentru că asta e important. Aduce liniște o asemenea victorie? Pentru următoarele 2-3 zile, da, dar urmează un meci foarte important și vă dați seama că toată atmosfera asta bună se poate schimba cu un rezultat negativ. Deci trebuie concentrare, trebuie responsabilitate, seriozitate și să ne câștigăm următoarele puncte. Jucăm acasă, indiferent cu cine jucăm, trebuie să ne câștigăm toate cele 3 puncte. Mulțumesc!